Am primit cu bucurie acceptul unei doamne frumoase, o româncă de-a noastră, Elena Mitache, jurnalistă pasionată. Atât de pasionată încât atunci când a auzit ceea ce dorim, și-au luat soțul de braț direct din concediu și au început amândoi să caute prin călăraș, să găsească așa cât mai repede satul Plevna, să ne arate câteva imagini chiar de astăzi, recente, chiar dacă a fost frig. Elena, te rog frumos, în primul rând, să te prezinți, jurnalist, om de cultură. Te rog frumos să spui cu cine vorbim. Mă numesc Elena Mitache, sunt jurnalist de ani buni aici la noi la Călăraș, în presa locală, iar în prezent lucrez la, am lăsat un pic deoparte jurnalismul și lucrez la Centrul Județean de Cultură și Creație. Vreau să-mi închei cariera cumva aici, dacă nu cumva o să mă iau din nou de presă după ce termin, după ce ies la pensie cumva. Sunt referent în acest centru de cultură. Înțeleg că te-a și bucurat călătoria pe care ai făcut-o special pentru noi, pentru evenimentul făcut împreună cu Consulatul General al Bulgariei și Consulatul General al României în Toronto. Cum a fost? Te-ai dus, ne-ai căutat crucea și ai vrut să ne arăți imagini cât mai proaspete și ai descoperit ceva în casa preotului în care ai ajuns. Am răspuns apelurilor tale și chiar am ținut să ajungem până acolo. Bineînțeles că am avut sprijinul soțului meu, am mers împreună. Da, am întrebat acolo în Plevna, știam unde este satul, adică aveam idee, normal, că am mai fost pe acolo, noi am tot fost prin județ în timp ce făceam activități jurnalistice, dar de la o vreme, într-adevăr, n-am mai ajuns. Și am ajuns acum, am ajuns la casa preotului pentru că așa cineva ne-a îndrumat să ajungem la preot, știind că dumnealui a întocmit un fel de monografie a satului O să-mi Plevna. spui numele, domnul preot. Da, părintele de la parohia Plevna, părintele preot Gabriel Toma. Mulțumim frumos. Și da. Înțeleg că ai descoperit și ceva dintr-o istorie personală, ne zici. Da, dumnealui am scris o carte, a scos o carte, mă rog, a căutat foarte multe date în satul Plevna și a descoperit foarte multe informații. Multe dintre ele sunt noi și pentru mine, chiar am rămas surprinsă când le-am văzut, pentru că se leagă și de o altă localitate din apropiere, localitatea în care m-am născut eu, Ulmu, și chiar am găsit foarte multe informații. Despre populația din Plevna, despre bisericile de acolo, despre oamenii nu numai de eroi care au căzut în cele două războaie mondiale de acolo, dar am găsit și personalități de rang național în această carte. E foarte importantă, cel puțin pentru mine, acum am citit-o și într-adevăr sunt lucruri pe care nu le știam. Mă bucur, mulțumim tare mult și chiar așa este. Acel sat se numea altfel și de la un moment încolo i s-a dat această denumire Plevna sau Plevân, cum îi se zice aici, tocmai în amintirea istorică, da? Da. Chiar are legătură directă, cum ziceam, un oraș aici în Canada, un sătuc acolo în România, în Călăraș, și Da. Plevna, cea cunoscută din istorie, din Bulgaria. Da, el face parte dintr-o altă comuna Lupșanu, așa este teritorial cumva. Sunt mai multe sate, au fost ele mai mici satele și la un moment dat s-au transformat în această localitate. În Plevna. Și De fapt, ai găsit da. crucea aceea acolo, care este. Da, crucea lui Tudorache, cum am găsit-o aici în cartea părintelui Gabriel Toma, care a fost ridicată în 1894 această cruce și a fost săpată o fântână acolo. Când am mers și am filmat, nu mi-am închipuit de ce lângă acea fântână era o bucată dintr-o fântână. Și am zis că poate au pus-o acolo localnicii pentru a aprinde o lumânare lângă această cruce. Nu. Acea bucată din fântână bucată ruptă cumva făcea parte chiar din fântâna aceea ridicată la un moment dat aici pe aceste pământuri și care între timp a fost distrusă, că
s-au retrocedat pământurile și a dispărut acea fântână. A Dar fost. ei au păstrat, da, au păstrat acolo această bucată de fântână lângă această cruce. Fântâna și crucea, ambele fac parte din simbolurile, tradițiile tradiționale ale noastre, așa e? Asta e Așa descoperit. este, da. Este o cruce votivă, cum am găsit în această carte. E un cuvânt așa mai deosebit, nu toată lumea îl folosește și nu-l găsim mereu în scrisuri. Este cumva exprimă o făgăduință solemnă sau o promisiune pentru a îndeplini această făgăduință pentru cineva anume și pentru divinitate. Și păstrat. Această fântână a fost ridicată, de fapt, și pentru soția domnului acesta, Tudorache Petrache, și care a decedat, mă rog, înaintea lui. Mulțumim Da. frumos pentru toată documentarea. Ce să zic, ești minunată. Mulțumim. Dacă am cuprins sau dacă am răspuns la cam ce ar fi fost de spus pentru. Plus imaginile proaspete, da? Vedem chiar acum, în această iarnă, cum arată acest sat Plevna, care este cumva înfrățit istoric cu celelalte două localități. Elena, ce rugăminteam? Mulțumim tare mult! Aș vrea să trimiți un mesaj către prietenii noștri bulgari din Canada, către românii din Canada. Mi-aș dori ca toți să avem ceva comun și avem, în primul rând, această denumire a localității Plevna și cred că avem și suflet în comun cu toții, în primul rând cu românii de acolo, dar și cu bulgarii noștri, cu vecinii de aici, de lângă noi, mai ales că în zona aceasta aici, la noi, în Plevna lor și în Plevna noastră, s-au dat lupte de-a lungul anilor și au căzut foarte mulți eroi aici. Deci, așa, cu gândul la cei plecați, dar și la cei care sunt acum aici, să avem numai gânduri bune și să ne simțim alături toți în această lume. Și să nu uităm Și niciodată istoria. sănătate, da, și să nu ne uităm niciodată istoria, așa este, da. Mulțumim tare mult! Știi ce îmi doresc eu personal? Da. Soțul de mână, așa cum v-ați dus în sătucul Plevna, și să veniți în vizită, să vedeți Niagara, să vedeți Plevna, să vă întâlniți cu prietenii noștri bulgari, cu românii de aici din Canada și să vizitați un pic Canada. Promiți? Am vrut să-ți spun că m-am gândit la așa ceva, chiar mă gândeam pe drum când am fost acolo, dar n-am avut curaj să o spun. Te Dar invităm. Cu drag, te nu știu. așteptăm. Dacă putem sprijini oricum, ne zici, ne ziceți și vă Sigur așteptăm. că da, sigur că da, sigur, sigur. Mulțumesc din suflet, mulțumesc și eu. Noi mulțumim tare mult. Mulțumim. O zi Și frumoasă. un drag tuturor și toate cele bune de la noi. Toate bune. Sănătate și spor la treabă. Mulțumim. Mulțumesc la fel!